trei purceluși, morcovii și merele. Lupul cel hain voia cu orice preț să prindă cei trei purceluși care trăiau în casa de cărămidă. De îndată ce se gândi la asta, își aminti și un șiretlic. Bătu la ușa lor și cu glas mieros le spuse: Vă salut, vecinii mei! Are cineva chef să ronțăie morcovi roșii și dulci de pe câmp? Într-adevăr, sunt acolo morcovi? Unde? Întrebară purcelușii. La gospodăria Albu. Dacă vreți, mâine vă pot conduce până acolo, răspunse lupul. Mulțumim, mulțumim, va fi foarte bine așa, vino după noi la ora 6, se învoiră cei trei frățiori. Lupul, bineînțeles, sosi foarte punctual, dar purcelușii plecaseră fără el cu mult timp înainte să se dea se întoarce lupul. Și se întorseseră deja cu traistele pline cu morcovi. Lupul, plin de ciudă, ticlui un alt șiretlic. Purcelușilor, am descoperit la ferma Negru un măr plin cu mere zemoase. Vreți să vi-l arăt? Mulțumim, mulțumim, bineînțeles, se învoiră purcelușii. Vino după noi la ora 6. De data aceasta, lupul nu se mai lăsă păcălit. Deja la ora 5 se duse unde era mărul și, după cum își închipui, purcelușii erau deja în măr. Ha, 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 v-am prins! Acum nu mai înscăpați, gândi lupul. Ai avut dreptate, lupule. Într-adevăr, sunt foarte bune merele acestea. Uite, gustă-le și tu, răspunseră purcelușii, începând să arunce cu miere în el. Pentru a scăpa de lovituri, lupul fugea cât îl țineau picioarele. Astfel, reușiră să-l alunge și nici de această dată lupul nu a reușit să-i mănânce pe cei trei purceluși. Noapte bună, copii!